Serviciul administrativ din Primăria Roman a trecut la inventarierea problemelor legate de curățenia generală anuală, care se efectuează în fiecare școală în timpul vacanței de vară. Fiecare unitate școlară realizează văruirea selelor de clasă cu forță de muncă proprie și materiale ce sunt puse la dispoziție de municipalitate. Direcția administrativă se ocupă de monitorizarea lucrărilor în școli. De altfel, mâine dimineață am solicitat să mi se prezinte o listă cu lucrările pe fiecare unitate și modul în care se desfășoară, până la vizitele pe care le voi face personal în unitățile școlare undeva la jumătatea lunii august. Deci până atunci am trimis reprezentanții direcției administrative și diriginții de șantier în școli și aș vrea până mâine dimineață deja să am o evaluare asupra activităților care se desfășoară, privind igienizarea, privind lucrările, pentru că s-au încheiat examenele naționale și sigur că trebuie să ne preocupăm de începutul de an școlar 2016-2017. Lucrările mai dificile legate de reparații complexe sunt realizate de echipele primăriei sau de firme autorizate angajate de municipalitate. În Roman funcționează 6 colegii naționale și licee care au arondate pe lângă ele 8 unități cu profil gimnazial și câteva zeci de grădinițe cu program normal sau prelungit. Toate acestea sunt finanțate de la bugetul local.